Bugetul inițial alocat a fost în jur de 6 milioane de lei, dar la rectificarea de astăzi am alocat 5 milioane suplimentar pentru activitatea de dezăpezire. Practic, am avut o parte de o iarnă care nu a prezentat dificultăți pe tot parcursul, ci Corect. doar pe anumite perioade. Da, am avut o iarnă relativ ușoară, dar cu anumite zone din județ și anumite perioade de timp destul de energice, să spunem așa. Am avut un weekend complicat, unde am dispus chiar suplimentarea numărului de mașini pentru a rezolva problemele respective. Acest lucru se vede acum în facturile emise de către operatori și, bineînțeles, a trebuit să găsim banii necesari pentru a putea plăti aceste facturi.